Ori de câte se încruceau mașinile, se stingeau farurile. Și am întrebat pe ghidul nostru un tânăr, student de la București, dar ce e asta? Și el mi-a spus că camioanele, autocarele, vehiculele sovietice nu au fază mică. Și atunci ei trebuie să, dacă se întâlnesc față în față pe șosea, trebuie să stingă farurile, că altfel o orbesc. Este prima imagine pe care istoricul britanic Dennis Deletant o păstrează despre România. Era 1965, călătorea spre Sinaia într-un autocar sovietic și învăța limba și istoria românilor. Dar cum și mai ales de ce a ajuns un britanic dintr-o democrație, s dea în în încrâncena dictatură comunistă? Mă fascina ideologie comunistă și mă gândeam, uite... România e o țară comunistă, totuși poporul latin și m-a intrigat, adică mă fascina acest, acest amestec. Tot aici și-a cunoscut și viitoarea soție, pe Andreea Caracosta, studentă la limbi germanice și nepoata academicianului Dumitru Caracosta, unul dintre cei mai însemnați istorici literari și folcloriști români, deținut politic întemnițat de comuniști în 1950. Am cunoscut-o pe Andreea, care e român, că de fapt bunicul ei, unul din bunici, Dumitru Coste a fost primul profesor de literatură română la Universitatea din București, numit în 26, academician și uh, foarte filo-neamț, care a costat libertatea după cel de al doilea Război Mondial. Șase decenii mai târziu, Denis Deletant are o bibliografie impresionantă despre regimul dictatorului Ion Antonescu, Holocaust, istoria comunistă a României și mai ales despre securitate. Dar cum a putut studia tânărul britanic în România de la mijlocul anilor 60 până aproape de Revoluție? Și partea română totuși avea, mă primea foarte bine, pentru că eu eram un fel de reclamă pentru română. În 1993, Ministerul de Externe de la Londra îi propune să ducă mai multe volume din legislația britanică la Serviciul Român de Informații, moștenitorul securității comuniste. Se întâlnește cu Virgil Măguranu, primul director post-decembrist al SRI și îi cere acces la arhive ca să studieze istoria securității este chemat la 6 dimineața, dar Măgureanu îi cere să nu semneze fișa de consultare. Au o foaie de consultare, se cheamă, unde cel care consultă trebuie să semneze. Dar domnul Măgureanu a dispus că eu nu semnez nimic, așa a spus. Domnul Deletan vede aceste documente, dar nu semnează nimic. Sigur că era foarte uh, Amabil cu mine, dar și speriat într-un fel, pentru că s-a dat ordinul că, după ce am văzut eu documentele respective, să fie închise într-un durap. Istoricul spune că există un raport al unei firme canadiene de contabilitate angajată de Banca Națională pentru a identifica unde s-au dus banii securității. S-a gândit vreodată să scrie despre asta. Și l-am întrebat dacă există posibilitatea că cineva să consulte și a spus nu e încă secret, știi, că Banca Națională României refuză să dea aprobare ca noi să divulgăm. Deci, câtă putere au astăzi serviciile de informații în România? Și ce le-a făcut atât de puternice după Revoluție? E tipică, Est pentru că găsim același lucru la un moment dat în Czechoslovacie, numai că cechii cechii mai ales, mai puțin slovacii, au apurat serviciile lor la insistență anglo-americanilor. Polonezii mai puțin, inițial, după 90, românii mai deloc. Dar după 90, aici e primejdea că controlul parlamentar este foarte slab și atunci își fac de cap serviciile astea. Unele dintre problemele pe care le are... Aleau serviciile românești este că lipsa această de transparență și și corupția în general. Nu? Dar ce îi lipsește României pentru a-și consolida democrația? Cum a rămas totuși atașată de proiectul occidental, în ciuda derapajelor interne? Există întotdeauna, în, mai ales în secolul trecut, a existat această teme, teme temere în legătură cu Rusia. Ar trebui să aibă un control mult mai sever al serviciilor, pentru că sunt abuzuri care se comit acolo, care sunt destul de bine cunoscute în exterior. Ce nu-i place istoricului Denis Deletant în România? Acest fenomen de corupție, pentru că mă enervează, pentru că Uh, acești oameni nu sunt români adevărați. Istoricul britanic mai spune că marea neșansă a României în ultimii 35 de ani a fost preluarea puterii post-decembriste de către foștii comuniști. Iar americanii nu au avut încredere într-o clasă politică nereformată. Cei care au venit la putere în România sunt neocomuniști. Oamenii care au venit au fost uh, comuniști, transformați în feseniști. Și americanii știau foarte bine și România a avut această neșanță. Cu cinci distincții, doctor Honoris Causa la centre universitare importante din România, câștigător al premiului Romulus Rusan în 2024, decorat de Emil Constantinescu și Claus Iohannis, Denis Deletant a primit cetățenia română abia în 2022. De ce nu a obținut-o mai devreme, deși ar fi avut ocazia încă de acum 30 de ani, dar pur și simplu de, nu știu, de lene. Nu m-am gândit să cer. Dar după aia, cu Brexit-ul, a zis, stai, stai puțin, merită să am un pașaport românesc. Cum vede istoricul britanic și cetățeanul român, Denis Deletant, lupta pentru prezidențiale? Cine ar putea fi viitorul președinte al României? Domnul Ciucu are un mare dezavantaj. Occidentalii... Uh, să se gândesc la alți general din istoria României care n-au adus chiar, uh, mă rog, uh, în, primul rând unii au fost dictator și în al doilea rând au suprimat dreptul, respectarea pentru dreptul unor omului. Adică nu are nicio vizibilitate la Washington. Domnul Joana, în schimb, uh, are o uh, prestanță, se bucură de, de o prestanță foarte importantă la Washington. Marce Domnul Ceľacu nu-l cunosc destul de bine, dar cunoștințele lui de limba engleză nu sunt la același nivel. Cred că o să fie greu. Va vota cetățeanul român Denis Deletant la alegerile din România în super anul electoral 2024. Da, sigur că dacă săracii care au murit în timpul războiului merită participarea celor care se bucură de situații de azi din România.